Vezi că sunt diferite materialele astea, sunt mai lucioase și astea din gumă. Dar vezi, astea sunt cu mânecă lungă, dar astea de ce n-au, vezi că sarafane? Unele sunt sarafane cu bluzele albe, care de obicei sunt scurte până sub sâni și celelalte sunt întregi cu mânecă lungă. Dar au și șorțuri totuși, vezi? Toate au șorțuri, mai puțin cele din Austria, care astea, sunt astea cu totul. Sunt, astea sunt din Salzburg. Da. Deci, da. Deci, și asta la fel, la Carla, willkommen Carla Reckert. Nu putea să lipsească Carla Reckert din această poveste. Ea nu putea să lipsească, cum nu poate să lipsească scufița roșie din niciun fel de copilărie. Deci nu putea să lipsească. Willkommen also Dan. Bine te-am găsit. Mă simt de acasă deja din prima. Deci, nu putea să lipsească pentru că este o persoană despre care se știe așa. Are o colecție de... Peste 100 de dirndl. Astea sunt dirndlurile ce vedem noi, da? Cum le-a făcut, o să ne povestească. Merge cu bicicleta, o să-i vedem și bicicleta. Știe o mulțime de lucruri despre noduri, despre funde, despre dreapta, despre stânga, despre spate, despre față. Și le poartă cu plăcere, cum le port și eu. Zilnic. Deci ne simțim foarte bine, asta ne leagă. E un stil de viață. Și am fost și colegi în televiziune până în 93, ea a plecat, eu am rămas și iată cum ne regăsim pe atâta vreme. Tare mult mă bucur că ai venit aici, într-un loc, zic eu, de poveste. Este acasă. Hai să ne așezăm acolo pe pulovărașul tău cu... Ia uite-te ce... Sau vrei să povestim mai întâi, să dăm niște aici sfaturi, dacă tot suntem așa, în picioare. Așa, te rog frumos, gata, haide, deci, te lasă-ți. Pentru cei care vor să meargă odată la Oktoberfest îmbrăcați într-un dirndl, să aibă mare grijă fetele când își pun, nu fusta, ci șorțul, e foarte important cum vă legați nodul, funda. Vă arăt imediat. Deci, vă arăt la mine, da? Deci eu am funda pe partea dreaptă. Înseamnă că sunt căsătorită, că sunt dată, luată. În momentul în care sunteți single sau în căutare de partener, vă faceți funda pe partea stângă. Virginele și lasă-mă în pace, își fac întotdeauna funda în față. Și funda în spate o au văduvele, copiii și chelnerițele. Deci dacă vedeți chelnerițele umblând, veți vedea că vor avea întotdeauna funda în spate. Deci costumul tău este în culorile specifice Oktoberfest. Oktoberfest, Bavaria, alb cu albastru, da. Ne-am vorbit să fim în albastru, n-am crezut că o să fim chiar atât de în albastru cu roșu. Cu roșu. Da, ea este specifică, cu sânii un pic afară, ai mei s-au ascuns acolo cu minți. Asta este specific unei femei, asta e prea de tineret. Așa, deci eu sunt la locul meu, da? Da. Se vede pe măsură ce copilele sunt mai închise la tinere. Adică astea, cred, nu? La astea? Tinere, astea da. Sunt mai de fetiță, nu? Da, mai de fetiță. Tineretul are mai decoltat genul acesta și pe măsură ce îmbătrânesc se închide ea. Așa, eu nu mă simt bătrână deloc, dar m-am îmbrăcat că pe ăsta l-am avut, ca să știți, da? Și mai am și altele, dacă vreți. Și să știți că am și de alea de tineret și gata, am de toate, pentru că le iubesc așa cum le iubește ideea și Carla. Ideea funda e importantă. Da, uite, mi-am făcut-o regulamentar. Nu este ea chiar foarte așa, dar ai văzut că mi-am făcut-o regulamentar. Asta știam și eu. Să știi că cu dreapta și cu stânga știam. Nu știam aia cu Virginie și cu spatele, aia nu știam. Deci aflu de la tine lucruri noi. Carla Reckert, spune-mi cum este viața în dirndl. Minunată. Oamenii, în special aici în București, în Ardeal e mai ușor pentru că lumea știe despre ce e vorba, dar în București, unde întâlnesc oameni care habar nu au ce este un Edelweiss, trist din punctul meu de vedere, o privesc ca pe ceva dintr-o poveste. Chiar foarte multă lume zice, parcă ești scoasă dintr-o poveste, parcă ești Heidi, parcă ești din Sunetul Muzicii. Faci reclamă la ceva, cofetărie, florărie, în orice caz, pozitiv. Și eu, în general, le spun, nu e o poveste, e povestea mea,
eu îmi trăiesc povestea. Deci, eu trăiesc zilnic în povestea, că eu sunt de părere că oamenii își scriu și își trăiesc propria poveste. Și așa am eu norocul să fiu zen în permanență și zâmbitoare și să încerc să transmit tuturor, să mai calm down în vremurile în care trăim. Și sper cu felul meu de a fi și în special cu outfit-ul să o fac atât vis-a-vis de prieteni cunoscuți, dar și de necunoscuți. Și efectul este într-adevăr superb, maxim, indiferent unde ești, indiferent ce plajă socială, în piață, altfel ești privit, altfel ești tratat. Peste tot unde mă duc, zâmbet pe buze, în dreapta, în stânga, chiar și cu bicicleta, deși trec în viteză și venind încoace, era o mamă cu o fetiță și a zis fetiței, uite, vezi ce frumos era îmbrăcată doamna. Deci, întotdeauna ținuta asta va fi privită pozitiv, indiferent unde și indiferent că te duci la piață sau că te duci la operă. Este extraordinar. Este un costum popular care s-a construit în secole de tradiție și de existență și pentru că vorbim de Oktoberfest, noi am ticluit un pic amândouă fiecare din ce știe. În 1810, când a început, de fapt, când s-a ivit, de fapt, Oktoberfestul, acea nuntă princiară, aceste costume n-au avut acces atunci pentru că se considerau destul de desuiete. Păi, e practic portul lor. Deci ia lor, cum ar veni, și exact. Țarii noștri. Exact, exact. Și era considerat că era normal așa să te îmbraci la țară, la oraș, te îmbrăcai conform ultimei mode de la Paris. Și de aceea e cumva natural că după o perioadă mai lungă de timp, când și la țară au început să fie tot mai rar îmbrăcați acolo, să aibă un boom undeva în sfârșitul anilor 1999-2000, cam pe acolo, a început iar Oktoberfest să aibă un boom cu Dirndl. În 1835, când acel cuplu princiar făcea nunta de argint, deja aceste costume fuseseră primite la sărbătoarea nunții de argint, semn că ele au avut un foarte mare succes în scurtă vreme. Pentru că 25 de ani în istorie nu reprezintă foarte mult în curgerea timpului. Da. Ce înseamnă dirndl, de fapt? Este așa de greu de pronunțat? Este o înlănțuire în limba română greu de rostit, pentru că este vorba de patru consoane, da. Destul de greu de asociat. Adică o singură vocală între cinci consoane. Este exact, complicat. Exact. Și dirndl nu se numește numai portul, ci dirndl se spune și la fată. Purtătoarea de. Dubista în dirndl. Dirndl nu, chiar la fată. Noi avem dirndl și burșen. Deci dirndl sunt fetele și burșen sunt băieții. Deci așa se numește. Și din cauza asta se numește dirndl. Pentru că se spunea fetelor, deci automat fiind fată, e rochia fetelor. Așa se dă numele, da. Da. Există vreo rigoare la noi în costumele, cel puțin în tradiția românească, femeile care sunt trecute de o anumită vârstă încep să îmbrace niște culori mai închise, cumva, mai terne, mai în această tradiție este același obicei, adică aceeași regulă? Da, în general, asta în general am observat-o în mai multe culturi. Diferă de la copil la bătrân. În Ardeal, ăsta este un regret care l-am avut toată viața mea, deși eu sunt săsoaică din ambii părinți, nu am avut niciodată în viața mea un port săsesc tradițional, românesc, adică din România, cum ar veni. Cred că de-aia compensez. Poate ne spui puțin. Există un port săsesc tradițional? Da, care fiecare, ce particularitate are? Fiecare zonă și fiecare sat își are portul lor tradițional. Specific, da. Deci Șona, de unde vine și numele meu de familie, este ca o platoșă, ceva gen cum am eu acum,
dar este un fel de bleu și pe platoșa aia sunt niște flori multicolore brodate, cu tot așa, cu bluze albe. O să vă arăt o poză. Cumva cum sunt lăzile de zestre, adică este vorba de pictura tradițională sesească? Lăzile de zestre și ele sunt pictate. Nu cred că sunt aceleași motive florale neapărat, nu știu sigur. Deci nu știu sigur, o să mă interesez și eu cu ocazia asta. Pentru că și ele sunt foarte, foarte speciale. Da, tot, dar și mobilierul și totul se, da, totul se picta manual. Totul era cu flori, mult înflorat. Dar asta și asta depinde de la zonă la zonă, diferă. Așa cum și Săseasca, fiecare sat are particularitățile lui. Deci sunt cuvinte săsești care există doar în satul respectiv. De exemplu, cuvântul pâine există în 100 de feluri în limba săsească. Vorbim de Săseasca din România, evident. Carla, numele tău este oarecum așa o marcă... Tot greu de pronunț. Deci Carla Record și nu mai știu. Carla Karin Record. Carla Karin Record, deci ca Carla Karin. Ca Karin. Spune-ne despre numele tău. Ce să zic, părinții mei amândoi de origine săsească s-au întâlnit la Sibiu, dar originar bunicii din partea mamei vin din Agnita și din partea tatălui din satul Schönau, în românește Șona, în județul Alba. Și numele Record e unic în lume, își are originea de acolo, din satul Șona. Deci oriunde mă întâlnesc în lume cu cineva scris așa R-E-C-K-E-R-T-H este clar, își are direct sau indirect originea din Șona. Ai făcut săpături în sensul acesta? Nu numai că am făcut săpături, dar umblând prin țară și cu corul și cu biserica și cu alte grupuri, am auzit numere de Record, am zis, da, Șona. Deci e clar, se știe că... Și numai asta, Șona a fost o comunitate, bine, asta în general este valabil pentru sași, comuniunea, deci Zusammengehörigkeit. Da, să trăiești asta, într-o mare unitate. Deci unitatea asta este de nezdruncinat la sași. Clar, clar. Întotdeauna a fost și întotdeauna va fi. Deși în Șona nu mai există sași, în Germania, toți sunt în Germania, în Germania ei trăiesc încă și astăzi după aceleași obiceiuri și organizare. Deci erau împărțiți în Bruderschaften și Schwesterschaften, în frății. Uh-huh. Și sunt și acum în frății. Frății și surorii. Da, da, sunt și acum împărțiți în frății și sunt pe zone cum ar veni, cum sunt ei în Germania și organizează. Anul ăsta organizează frăția asta, pe urmă frăția asta, pe urmă frăția asta și fac fashing-uri și fac o grămadă și la Sachsen-Treffen în fiecare an, la Dinkelsbühl, e întâlnirea sașilor și sunt foarte mare comunitate care participă de fiecare dată. Incredibil. Și își fac și acum e incredibil ce multe poate să organizeze și cât de strânși sunt încă împreună acolo. Ce le spunem doamnelor, domnișoarelor, persoanelor care te privesc oarecum cu jint, că e o ținută care fură privirile? Spuneai că măturătoarele se uită foarte da, interesant în special, la tine. În special măturătoarele sunt foarte fascinate pentru că și ele, în tradiția lor, există fuste și șorțuri și vorbim așa mai de cele departe. De etnie romă, că nu sunt de etnie romă, da, 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 da. Nu, dar să știți, în general toată lumea, efectiv, sunt foarte pozitiv, dar în special bătrânele rome sunt încântate și chiar vin la mine și îmi spun, îmi place șorțul tău roșu extraordinar. Porți numai șorț roșu? Nu, nu, nu. Am tot felul de... Am strâns tot ce s-a putut, că mi-e milă când le văd, mi-e milă să le las acolo. Deci,
Și eu adun și eu am adunat, le iubesc foarte mult. Mie mi se pare că este o modă alternativă pentru persoanele care își doresc. Trăim într-un timp în care vizibilitatea este un mare pariu pentru toată lumea. Toată lumea vrea să atragă atenția, vrea să atragă privirile. Pe online, pe neonline, deci vrem să captăm. Adică este un timp al atragerii atenției. Eu cred că într-o astfel de ținută nu ai cum să treci neobservat. E imposibil. Și cred că... Și numai pozitiv. Alternativ să mergi într-o rochie cernită, neagră, că negru ăsta, nu că eu iubesc, ador negru, dar am și dirndl negru, da, uite, dar pun un șorț roz și o bluză albă, totuși, da, și dintr-o dată s-a luminat, exact. Și ceva la gât, uite, o floare, da, da, de max sau ceva, se, și se potrivesc schimbat foarte mult, că, mai ales că acum se și găsesc pe piață. Sunt astea din Fimo, sunt bijuteriile din Fimo, care sunt anumite persoane cu mult talent, care o persoană la Brașov, de la care am tot comandat, specific pe dirndl. Și am zis, că trebuie să-ți arăt ceva, nu știu unde le-am pus. Nu știu formă, unde le-am acolo pus. Vreau margarete. Nu știu acolo unde le-am pus, dar dacă mă opresc, acum fug un pic și văd unde le-am pus, trebuie să văd, am primit de la o prietenă, pentru ca să... Bine, eu am vrut să fac aici în Oktoberfest... fără pandemie. Am vrut să fac ceva cu uși deschise, cu bicicleta ta în față, cu mașină, cu o nebunie între... N-a ieșit nimica pentru că, mă rog, în sfârșit. Dar să știi că eu vreau să fac asta și o să fac, pentru că nu se termină viața anul ăsta, exact. Anul viitor o să fie și atunci prietena mea, Mariana Cușunu, deci trebuie neapărat să mă duc, povestește-ne tu câte ceva acum despre despre felul în care crezi că oamenii în aceste timpuri, apropo de faptul că ești zen, cred că asta ar trebui să ne spui puțin. E greu să fii zen dacă nu ți-e felul, dar povestește-ne puțin, pentru că vreau, nu vreau să opresc filmarea, trebuie neapărat să mă duc ca să-ți arăt ce chestii minunate am. Povestește-ne puțin cum vezi tu timpurile pe care le trăim și care crezi că este perspectiva să ieșim din ele. Și eu mă întorc. Nu știu să spun, că eu sunt o fată simplă, dar ce încerc să transmit de tuturor, de când mă știu? Eu cred că asta este motivul pentru care m-am născut. Slow down, slow down. Trăiți, nu vă mai grăbiți, cum spun eu, către moarte, ci rămâneți aici în viață și bucurați-vă de ce aveți în jur și fiți modești și... Vreți puțin, cu cât așteptați mai puțin, cu atât orice primiți vă bucură. Zâmbiți mai mult. Bucurați-vă de fiecare mărunțiș. Opriți-vă pe drum spre unde vă grăbiți. Uitați-vă cum la soare, la briza care trece prin copaci, mai ales că acum sunt copacii colorați frumos de toamnă. Trăiți-vă în viața. Iubiți, gândiți, simțiți ce simte omul lângă voi. Fiți empatici. Nu vă mai grăbiți. Asta este sfatul care vi-l pot da din punctul meu de vedere zen. Uite, încep. Uite ce am mai găsit. Ia uite-te ce am. Pe toate le-am luat. Deci le-am luat pe toate, că nu se știe niciodată care se potrivește. Ai și inele la astea? N-am inele. Trebuie să explicăm. Ia. Deci, cum se poartă aceste eșarfe? Că multă lume nu știe. Mai multe feluri, evident. De exemplu, o facem așa. Uite, acum nu am una aici. Deci, există niște inele speciale care au, de exemplu, inimioare cu Edelweiss sau diferite forme. E, și treci prin acel inel, aceste două părți, și atunci stă așa. Și atunci stă așa eșarfa, da? Dar se poate pune și altfel, treci inelul pe aici și legi aici eșarfa în spate. Și atunci asta îți curge ca un colier și dă foarte bine. Arată foarte bine. Bineînțeles că le poți purta și simplu, cu un nod, dacă nu ai inel, dar sunt atât de chic
și se potrivesc pentru că există în toate culorile posibile și în toate formele posibile, vă recomand. Și deci cu un vezi tricou că sunt alb. Dotată, vezi că da? Sunt dotată, da? Uite-te ce minunăție am primit în ideea în care am, așa ne-am gândit că poate astea se potrivesc. Da, ce da, zici? Da, și se astea, potrivesc? Da. Ia uite-te. Sigur că da. Oh, chiar azi dimineața aveam un shorts de genul ăsta, că am vrut să îmbrac un dirndl simplu albastru. Uite-te ce frumusețe a făcut. Dar n-am mai încăput. Mariana, sunt fericită că a venit momentul să arăt și minunățile tale. Uite-te, astea se potrivesc cu lui. Și stai să-ți arăt bine o chestie. Stai puțin, ține tu, te rog frumos, ajută-mă, ca să-ți arăt aici ceva. Uite-le, ia uite-le. Da. Astea se numesc ciopăre, nu știu cum se numesc. Nu știu cum se numesc, dar uite-te, sunt... Asta e goală, că deja alea sunt acolo. Uite, asta cu albastru mi se potrivește acum. Sunt frumoase? Foarte frumoase. Deci da, este o minunăție de om, Mariana Cușu. Este o economistă din Călăraș, prietena mea. Și pur și simplu felul ei de a fi zen în întâmplările vieții este alegerea de a face aceste minunății. Uite cât sunt. Astea sunt de fapt seturi de brățare. Acestea sunt oamenii care le place să trăiască frumos. Uite ce frumusețe a putut să facă. Mie mi se pare că și astea sunt oricând potrivite pentru în funcție de cum pot să le... Și sunt unicate și sunt făcute de mână și... Și sunt eu superbe. Mi-aș dori foarte mult să ajungă la femei care să se bucure de ele. Și asta pentru... nu se potrivește albastru cu roșu. Ai văzut? Ai văzut? Să-ți alegi una neapărat. Mariana se va bucura, cu siguranță se va bucura. Da? Am făcut o jale aici, nu mai contează, o să le împerechez eu, o să văd eu cum le pun la loc. Dar... Uite, și asta e tot așa specific, vezi? Pentru dirndl. În general e o bentiță neagră sau ceva și aici... ceva cu Edelweiss sau inimioară sau... Spune-mi, știi să cânti Edelweiss? Cântă cu știi? Cânti? Nu am mai cântat de mult. Da, știi? În engleză îl știi? Hai să încercăm, vrei? Hai, serios, că acum e momentul lui. Vrei să încercăm? Așa, pe nepregătite. Hai, te rog, hai să încercăm. Hai să încercăm. Încercăm? Nu mai ne prostim. Încercăm. Deci, ar trebui. Încep eu. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me, blossom of snow where you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Blossom of snow where you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Cine poate să se supere pe noi că am făcut asta? Așa de fericită sunt că ai venit. Nici nu știu. Deci vreau să te rog să-mi promiți public că mă primești la tine acasă să văd cele 100 de dirndl-uri pe care le ai. Da, neapărat. Neapărat. Va trebui să pregătesc așa frumos un cadru. Atentă, știi ce se întâmplă? Vine Crăciunul și de Crăciun vreau să bucurăm oamenii. Oamenii anul ăsta au avut foarte multă tristețe. Deci toți am avut. Suntem, nu știu, îmi vine să... Eu nu plâng așa ușor, dar acum pe cuvânt, pentru că văd câte bucurii mi s-au întâmplat mie în această săptămână, în acest spațiu, și nu le pot dărui decât online, mi-aș dori din sufletul meu să se facă puțin mai liber pentru perioada sărbătorilor și aici să fie casa lui Moș Crăciun în care să fie primită toată lumea. Nu vreau să vină să cumpere ceva, vreau să vină să se bucure, vreau să pun colinde de Crăciun, vreau să întâlnesc oamenii obișnuiți, triști, cu artiști care să vină și să spună, artiștii sunt dornici,
Știi de ce le este cel mai dor artiștilor? De aplauzele e dor. Aplauzele le lipsesc. A stat aici pe scaunul tău Emilia Popescu și povestea că nu ai cum să faci teatru online pentru că nu ai cum să oferi aplauze. Clar. Am ascultat de dimineață un duet între Judy Garland și Barbara Streisand sau între Judy Garland și Liza Minnelli, fiica ei. Minunăția aia a aplauzelor era fabuloasă. Deci asta nu poate fi înlocuită de nimic. Aplauzele nu se pot face pe Zoom. N-ai cum. Nu ai cum în online să ai, să simți omul aproape. Nu ai cum. Chiar dacă te vezi prin acel ecran, nu e același lucru. Nu, e... nu te poți atinge. Nu te atinge. Da, da. Oamenii, vai, suferim enorm că nu putem da mâna, că nu ne putem lua în brațe, că nu ne putem pupa. Toți suferim enorm. Acum de-abia poate realizăm cât de importante sunt pentru noi. Și ce fericiți eram când credeam că exact, suntem nefericiți. Da, da. Bine, eu n-am fost niciodată nefericit. Nu vorbesc de mine sau de tine, vorbesc îngrijit. La modul generic, oamenii așa se simt. Așa oamenii este. Se simt nefericiți și pur și simplu acum s-ar întoarce oricând la nefericirea zilei de ieri, ieri însemnând înainte de 15 martie, când a început practic în România toată nebunia asta. Carla Reckert, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru culoarea pe care a dat-o acestei... Noi îți mulțumim ție pentru acest mic rai pe care l-ai creat. Da, deci este un rai deschis tuturor. Îți mulțumesc mult de tot că ai venit cu zenul tău să umpli de bucurie. Uite, așa am putut și eu să stăteau ascunse bijuteriile astea, le primisem să le dau. Da, știi unde vreau să le pun? Uite, acolo în trunchiurile alea de copac n-am apucat încă. Deci aici s-au perindat oameni unul după altul. Acum s-a făcut seară. Cum pleci cu bicicleta? Cu lumini? Da. Eu de o să 7 ani merg numai cu bicicleta. De 15 ani nu mai conduc. Stai departe aici? De aici? Pe la Foișorul de Foc. Ah, deci stai ceva. E ceva. Nu, e aproape. Dar am renunțat la volan, fiind și naturistă convinsă. Și ideea mea este, în general, țelul meu în viață este să merg cu bun exemplu înainte. Și am zis, degeaba ceri dacă nu mergi mai întâi tu cu bun exemplu înainte. Foarte corect. Nu există. Deci m-am confruntat cu multe cazuri, toți românii se plâng. Și am zis, atâta vreme cât nu încep cu tine, nu se va întâmpla nimic. Deci, cu bun exemplu înainte. Ca și tine. Să știi că o să te urmăresc. Aici e bicicleta. Poți să o vezi? Poți să o vezi. Sigur că poți să o vezi. Scrie pe ea arde slănina, nu benzina. Așa. Pe partea cealaltă scrie arde grăsimea, nu motorina. Și încă n-am găsit loc în care să scriu consumă caloria, nu bateria. Asta pentru tale? Noua, da. Sunt creațiile mele. Foarte tare. Sunt creațiile mele. Păi da, că acum vine mașina electrică și trebuie să consumăm caloria, nu bateria. Ce faci la iarnă? La iarnă, în general, decembrie, când e mai rău, stăm acasă, că e Crăciunul, deci nu am o problemă. Și merg și iarna, doar dacă nu e zăpadă, gheață și vânt puternic. În rest, pe ploaie, am pelerină, am tot ce-mi trebuie, nu mă sperie nimic. Mulțumesc foarte mult și vin la tine dacă mă primești sau dacă vrei să organizezi o expoziție a dirndelurilor tale aici la Prăvălia de la Colț. O văd de toată lumea. N-ar mai avea loc să intre. N-ar mai avea, nu? Le speli în fiecare zi, cum faci? Nu, dar am, slavă Domnului, o cameră de pod, cumva sub acoperiș și pe bârnă sunt atârnate una lângă alta. Cum le alegi? Cum le aleg? Da, de exemplu, acum când ai venit așa cum... Păi acum am mers pe albastru cu alb și am ales albastru cu alb, deși am vrut să vin cu una chiar albastru cu alb acela, dar n-am mai încăput. Adică bloul ăsta de exact, da. Este cum era exact șorțulețul de la cea pe care... Exact, o rochiță tipică de Oktoberfest. Am o poză, o să ți-o trimit. Chiar am fost la Oktoberfest cu ea și am cărat 6 halbe. Da, aveai nodul pus regulamente, nu în spate, da?
Aveam nodul pus regulamentar. Nu în spate. Nu, nu, nu te-a nu, confundat că nimeni eram, cu chelnărița, nu? Nu, 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 că dirda lui era mai frumos, al meu era mai frumos decât al chelnărițelor. Așa. Și colegii m-au pus extra să aduc eu mereu berile la masa noastră. Simpatic. Ai și dirndl de iarnă? Există și dirndl da, de ai? Iarnă. Am. Adică și iarna te îmbraci la fel? Da. Și am destul, abia așteptam câteva. Și am și palton și... Deci, numai eu știu. Exemplul de bune practici pe care l-ai adus astăzi în Provălia de la Colț, în săptămâna Oktoberfest online aici, să știi că va fi urmat de mine. Și sunt convinsă că vor mai fi și alte persoane care vor vrea să se alăture nouă. De Doamne! Da, sunt, încă sunt dirndăluri. Din păcate, în zona... Am fost anul trecut în primăvară, undeva la Traunstein, deci aproape de granița cu... În Bavaria, evident, aproape de granița cu Austria și... Acum s-au mai prostit și ei au început să mai ia materiale mai lucioase, mai... Da. Din păcate. Da. Deci da. Astea pe care le avem noi încă sunt tradiționale, adevărate. Am avut surpriza pentru că eu nu știu multe despre ele, exact de unde provin și așa mai departe. Eu le găsesc, le culeg, le port. Dar purtându-le, de exemplu, am o rochiță albă complet, dintr-o bucată, austriacă, pe care foarte frumoasă, pe care am purtat-o la servici la fel și a venit cineva din Austria, s-a uitat așa, mirat la mine și am zis, poate mă admiră și zice, da, de ce v-ați îmbrăcat așa? Zic eu, așa e stilul meu, mă îmbrac în fiecare zi în dinte, a zis, da, asta este rochie de mireasă. Cred că am și eu ceva așa, nu știu, o să-ți arăt altă dată. Pentru mine nu era diferită față de altele, doar că era albă. Trebuie să spunem că în Austria costumele astea nu sunt deloc ieftine. Da, da, dar peste tot, nici în Germania. Țin foarte mult la preț. La nuntă încă se fac. Eu am prins o domnișoară de onoare care își comanda un dirndl la Traunstein într-un Trachten, deci într-un magazin de ăsta de tradiționale. Ah, n-am spus nimic despre Lederhosen. Zici ceva? Ah, Lederhosen. Deci Lederhosen sunt... M-am îmbrăcat și la servicii Lederhosen. Ai tu ale tale de damă și eu am de damă. Nu, am și de băieți. Dar băieți ale lor sunt așa se numesc, costumele bărbătești se numesc lederhosen, nu? Lederhosen pentru că sunt din piele, sunt pantaloni de piele. Asta eu înseamnă lederhosen. Eu știam Spielhosen în copilărie. Spielhosen era costumașul de joacă, nu? Era costumașul de joacă, care nu era din piele, care era tot cu bretele și din cauza asta erau Spielhosen, că erau pantaloni de joacă. Ia uite-te ce am aici. Exact, așa am eu în variantă verde acasă. La grădiniță băiatul meu a fost îmbrăcat așa și cu pălăriuță verde de genul ăsta. Ai văzut ce moștenire frumoasă ăștia? Am primit de la Cristian Macedonski, care mi-a lăsat aici, deci la fix s-a nimerit să vii și tu. Foarte simpatice. Nu puteai să lipsești de aici, nu puteai să lipsești. Dacă știam, te chemam de luni. Da. Dar nu, e mai bine că nu te-am chemat. Stăteam într-un colțișor. Nu, e mai bine că nu te-am chemat luni, pentru că trebuie să mă bucur așa între noi, între fete. Da. Eu cred că trebuie să ne oprim, pentru că în curând se termină Oktoberfest, din păcate, așa chiar este. Și aici, la Prăvălia de la Colț. Dar să știi că am primit invitație pentru la anul să ne ducem la loc de cinste la Brașov la și te Brașov, luăm cu noi da. Dacă vrei să mergi. Cu drag. Da? Mulțumesc foarte mult, Carla. Eu mulțumesc, drăguțele. Și ești știu invitat. Că n-avem voie, dar suntem testate. Nu că n-avem voie. Ba nu, eu cred că avem voie pentru că aceste contacte sunt... am ceva de dezinfectat. Nu, dacă putem, nu putem să nu rămânem oameni. Este imposibil. Roboți, eu spun mereu oamenilor, dom'le, nu suntem roboți. Suntem oameni, greșim, e bine așa. Mai bine e să învățăm din greșelile noastre, că mulți nu învață din greșeli și le repetă. Nu-i nimic. Asta ne întărește, asta ne călește să ajungem mai buni în tot. Dragă Scufița Roșie, te rog să vii de Crăciun aici. Vin cu drag. Mulțumesc. Și eu.